Bună dimineața tuturor! Iată că începem o nouă sesiune de webinarii pentru această primă sesiune vom încerca să vă aducem la cunoștință o serie de noutăți. Fie că discutăm despre echipamente, fie că discutăm despre soluții, vom porni de la câteva soluții foarte simple și către final vom ajunge la o serie de soluții mai complexe, care să se apropie de tot ceea ce solicită piața. Și anume soluții care să ne aducă cât mai aproape de această era digitalizării. Dar haideți să pornim cu pași mici. Eu mă numesc Cosmin Tacea, sunt șeful departamentului tehnic la Festo. Vă invit ca orice neclaritate sau dacă doriți să detaliem anumite subiecte, să ne scrieți întrebările dumneavoastră în rubrica de chat. Vom avea la finalul prezentării o serie de câteva minute în care să răspund, bineînțeles, dacă știu la întrebările dumneavoastră. De ce am luat decizia de a veni cu acest subiect pentru astăzi, pentru această primă prezentare? Pentru că din cauza vremurilor, întâlnirile față în față sunt oarecum restricționate și atunci, din punctul meu de vedere, aceste soluții care trebuie prezentate trebuie să fie cunoscute și vom vedea că, sau cel puțin îmi doresc ca dorințele atât celor mai orientați către partea comercială, dar și către cei care sunt orientați către partea tehnică să fie îndeplinite. O parte dintre subiecte vor fi detaliate și în sesiunile următoare, așa că eu astăzi doar o să fac o scurtă trecere în revistă a acestor soluții și, prin urmare, vă invit să vă înregistrați și la webinariile următoare. Tendința noastră din ultimii ani este aceea de a dezvolta soluții inteligente și de a ne ajuta partenerii în toate procesele lor. Pornind de la partea de concept și design, în care punem la dispoziție marea lor majoritate în mod gratuit o sumedenie de software-uri de configurare, de proiectare, cu care chiar să reducem timpii încă din primele faze ale unui proiect, apoi partea de achiziție în care avem disponibil acest online shop care vă pune la dispoziție toate informațiile comerciale personalizate pe compania dumneavoastră, oferă posibilitatea urmăririi comenzilor. Apoi, din punct de vedere al montajului și a punerii în funcțiune, o să vedem că familiile de echipamente dezvoltate în ultima perioadă își au scopul atât de a facilita interconectarea lor fără a mai fi nevoie de, eu știu, eventuale
elemente de prindere, accesorii de montaj și așa mai departe, dar nu doar din punct de vedere mecanic discutând, ci și din punct de vedere electric sau al automatizărilor, sunt dezvoltate deja o serie de soluții pentru a reduce timpii de programare, timpii de parametrizare, configurare și așa mai departe. Și aici, fie că discutăm despre tehnologia IO-Link, fie că discutăm de o serie de echipamente care nu au nevoie de o configurare, ci au funcții de teach-in și așa mai departe. Deci, totul este dezvoltat astfel încât timpii și cunoștințele necesare pentru a pune în funcțiune și un anumit echipament să fie reduși la minim. Iar partea de operare și mentenanță a echipamentelor noastre este acoperită printr-o serie de instrucțiuni de utilizare sau de operare realizate într-un format video. Sunt o serie de filme sugestive, ele sunt încărcate deja pe canalele noastre de YouTube sau disponibile pe paginile noastre de socializare. Nu degeaba am lăsat partea de modernizare la urmă. Festo dezvoltă continuu soluții de adaptare la nu știu, cerințele piețelor industriale. Și o să avem o serie de exemple concrete în acest scop. În primul rând, chiar dacă nu este o inițiativă nouă, trebuie să vă reamintesc de familiile noastre din gama Starsoft Pneumatics. Pentru cei care sunt familiarizați cu site-ul sau cu gama noastră de produse, e vorba de acele produse marcate cu steluța albastră. Această campanie include produse care să acopere mai toate nivelele dintr-o schemă pneumatică, fie că discutăm despre actuatoare, ventile, echipamente pentru prepararea aerului, accesorii, tuburi, fittinguri, dar nu numai. Nu discutăm doar de pneumatică, ci această inițiativă acoperă și o serie de acționări electromecanice sau echipamente din zona de proces. Ce reprezintă această inițiativă? Reprezintă o serie de familii pe care Festo le-a dezvoltat pentru a avea pentru a le ține în stoc, în primul rând, pentru a avea o disponibilitate foarte, foarte bună, pentru a avea un cost redus și, totuși, pentru a păstra tot ceea ce înseamnă standarde de calitate pe care le știe toată lumea. Ok, haideți să pornim de la cele mai simple lucruri. Așa cum spuneam, pe măsură ce vom avansa în prezentare, vom ajunge la o serie de soluții mai complexe și probabil mai interesante. Dar, deocamdată, haideți să discutăm despre lucruri mai simple. În cazul de față, în slide-ul acesta, discutăm despre tuburi. Noile tuburi au codificarea PUN-H. Este o familie de tuburi menită să înlocuiască fosta gamă denumită PUN, care
pe lângă o serie de caracteristici tehnice îmbunătățite, așa cum spuneam, au și un preț mult redus. Din punct de vedere tehnic, discutăm despre o varietate mult mai mare de culori, despre o flexibilitate îmbunătățită, despre o rezistență superioară la hidroliză, la abraziune sau la diferiți agenți chimici. Și pentru industriile care solicită aprobări, discutăm și despre aprobarea FDA încă din standard. Deci aici mă refer, eu știu, la industria alimentară, la industria farmaceutică. Din punct de vedere al comparației cu familiile care le aveam prezent, comparație cu cele două cele mai comune două familii, și anume PUN și PEN. Discutăm despre tot un tub din poliuretan, din punct de vedere al condițiilor de lucru, de la minus 0,95 la 10 bar, temperatură până la 60 de grade Celsius, dar observăm că discutăm despre o rezistență chimică un pic mai bună față de fosta gamă PUN, o rezistență tot la fel superioară în ceea ce privește hidroliza, o flexibilitate mult îmbunătățită, raza de curbură este mult mai mică și, așa cum vă spuneam, această aprobare FDA necesară a anumitor industrii. O altă noutate o reprezintă regulatoarele de presiune compacte. Noua gamă denumită VRPA este menită să înlocuiască fosta gamă LRMA. Este disponibilă în două variante constructive, pe de o parte în linie sau concepută să fie montată direct pe actuator și, așa cum se vede, este îmbunătățită și din punct de vedere al designului. Cel puțin din punctul meu de vedere arată mult mai bine decât fosta gamă. Ce este important de menționat în acest caz? Faptul că fosta familie LRMA iese din fabricație. Încă de anul trecut ea a fost introdusă într-o fază pe care noi o numim last call, adică utilizarea doar ca piese de schimb, iar începând cu acest an se dorește scoaterea ei din fabricație. Rămânând în aceeași sferă, discutăm despre noua familie de grupuri de preparare a aer mini, numită MS2. În momentul de față, discutăm în cadrul acestei familii doar de un filtru regulator și un regulator de presiune, dar marele avantaj îl reprezintă caracteristicile tehnice, și anume, debitul de până la 350 de litri pe minut, o greutate de mai puțin de 30 de grame și o lățime mai mică de 25 de milimetri. Astfel de caracteristici permit utilizarea unui astfel de echipament în
toate sau pe elementele în mișcare, fără a fi nevoie să supradimensionăm aceste actuatoare. Deci, observăm că putem regla presiunea fie în cazul griperelor sau în cazul generatoarelor de vacuum sau în cazul elementelor de aplicare a anumitor substanțe pe un anumit contur, iar greutatea sa redusă chiar este cel mai ușor echipament din această gamă din întreaga lume. Permit funcționarea elementelor în mișcare fără a fi influențate de greutate. Tot păstrând această nouă familie de grupuri de preparare, Festo, începând cu acest an, va introduce în catalog și o nouă variantă pentru grupurile de preparare MS4-6 și în acest context discutăm despre o serie de componente ale grupului, cele mai frecvent întâlnite în aplicații: robinetul manual, robinet electric, filtrul regulator. Dar noutatea este că de data aceasta discutăm despre o serie de echipamente din polimer, deci nu din metal, așa cum este gama din acest moment. Din punct de vedere al caracteristicilor tehnice, vom vedea că ele sunt asemănătoare cu cele ale gamelor din prezent, marele avantaj fiind prețul lor de achiziție pe de o parte și posibilitatea sau de a fi interconectate cu vechea gamă. Deci, în cazul în care se dorește o configurație mai complexă a grupului de preparare aer, există posibilitatea să combinăm atât elemente din polimer, cât și elemente metalice. Și, ok, multă lume fuge de acest polimer, mai ales în aplicațiile industriale. Totuși, trebuie luat în considerare că este la fel de durabil ca oricare alt material, iar din punct de vedere al procesului de producție, acesta este simplificat foarte mult. Iată, vedem că un mic experiment făcut de colegii mei, mașina bănuiesc că cel puțin o mare parte dintre dumneavoastră o recunosc, este așa numitul Festo Mobile și observăm rezistența acestui polimer la diferite acțiuni mecanice. Ok, să trecem un pic mai departe, să lăsăm partea de preparare aer în urmă și să mergem către partea de distribuitoare. Pesto, în decursul a ultimilor, nu știu, câteva zeci de ani, 30-40 de ani, a dezvoltat o serie de distribuitoare, unele dintre ele chiar nemuritoare, dacă luăm în considerare familia Tiger Classic sau Tiger 2000, de ce nu și aceste CPE-uri. În ceea ce privește aceste ventile individuale, Festo își dorește să introducă două noi game de distribuitoare cu o tehnologie nouă de producție, la un preț de achiziție mult, mult redus,
Iar aceste două game sunt denumite VUV-G și VUV-S. Cele două game, din punct de vedere al caracteristicilor tehnice, observăm că nu diferă foarte mult de ceea ce am avut până acum. Ele sunt introduse totuși de ceva vreme în catalogul nostru, dar vreau să repet, de ce nu încă o dată, faptul că noile familii sunt în catalogul nostru pentru a aduce și o serie de avantaje comerciale, să le spunem. Fiecare dintre aceste două familii, fie VUVG, fie VUVS, sunt împărțite în două mari versiuni. O versiune în care discutăm despre caracteristici extinse și o versiune în care discutăm despre o serie de caracteristici esențiale. Așa cum se observă în partea de configurator, ele pot fi alese încă din prima configurație sau prima listă de alegere. Diferența dintre caracteristicile extinse și caracteristicile esențiale o reprezintă faptul că, din punct de vedere al funcțiilor, din punct de vedere al presiunii de operare, al pilotării interne, tensiunilor de alimentare, ventilele cu caracteristici esențiale au fost dezvoltate astfel încât să acopere marea majoritate a aplicațiilor. Iar în cazul în care se dorește utilizarea unui ventil cu o serie de caracteristici diferite, fie că discutăm de, nu știu, un 5x3 cu centru exhaustat sau un 5x3 cu centru presurizat, un ventil 2x3x2 normal închis și normal deschis. Deci funcții mai speciale, atunci se recomandă utilizarea acestor caracteristici extinse. Ca observație, cele care au caracteristicile esențiale sau cele care au fost alese să fie incluse în acest set, au în codificarea lor acel S. Și la fel, același lucru este valabil și în cazul celelalte familii mai robuste, și anume VUVS. Din punct de vedere al acționărilor, una dintre cele mai importante dezvoltări alu Festo în această ultimă perioadă îl reprezintă minisania pneumatică de GST. Această minisanie, pe lângă costul mult mai redus față de familiile pe care le aveam până în momentul de față în catalog, aduce și o serie de interfețe standardizate care oferă posibilitatea dezvoltării de mici subansamble, pick and place, de exemplu, fără a fi necesare alte accesorii de montaj. Fie că discutăm despre interconectarea a două minisănii, fie că discutăm despre interconectarea unei astfel de minisănii cu alte echipamente pneumatice, interfețele de conectare sunt aceleași și ne permit montarea lor una peste cealaltă, doar utilizând
două șuruburi și cam atât. Deci, atât partea de proiectare mecanică, cât și partea de instalare sunt reduse semnificativ. Designul unei astfel de sănii pneumatice este mult mai robust, mai ales pentru că observăm că mobilă a saniei este realizată dintr-o singură bucată. Deci nu mai există elemente de îmbinare care ar fi putut în timp să capete joc. Un astfel de design permite și evident o acuratețe în poziționare superioară. Din punct de vedere al caracteristicilor tehnice, discutăm despre tipă dimensiuni de la un diametru de 6 până la diametre de 25, curse până la 200 de milimetri, o sarcină de până la 17 kilograme, diferite posibilități de a amortiza mișcarea în capătul de curse, inclusiv posibilitatea de a dota o astfel de minisanie cu amortizoare de șoc hidraulice, în cazul în care avem mișcări mai complexe, mai rapide sau cu sarcini destul de mari. Tot pentru a avea posibilitatea de a dezvolta echipamente cu o amprentă cât mai mică, sau pentru aplicațiile în care spațiul este critic. Introducem și o nouă serie de cilindri compacți. Această familie este denumită ADNS. Sunt cilindri cu dimensiuni reduse, cu posibilitatea de a fi configurați atât în variantă de dublă acțiune, cât și în variantă de simplă acțiune, cu tijă cu filet interior sau filet exterior, cu sau fără magnet, tocmai pentru a reduce și mai mult gabaritul unui astfel de actuator. Și, bineînțeles, de a reduce costurile de achiziție față de gamele de cilindri pe care le aveam anterior în catalog. Și o nouă familie de cilindri este cea a cilindrilor rotunzi. Dacă discutăm despre varianta standard, acest DSNU pe care sau SNU, în funcție de cum îl alegem cu dublă sau cu simplă acțiune, sunt cilindrii standard ISO 6432 și ei deja și-au dovedit fiabilitatea în ultimii 30 de ani de viață de când au apărut în catalogul nostru. Evident, sunt o soluție versatilă, au o sumedenie de accesorii. În momentul de față se dorește și modernizarea unei astfel de familii, dar nu ei sunt cei pe care vreau să vi-i prezint, ci soluția pe care o vedem în partea dreaptă, și anume DSNU-S, păstrează mai toate criteriile de fiabilitate pe care le au și cilindrii ISO, dar sunt meniți să fie utilizați în aplicațiile în care spațiul este critic, așa cum spuneam.
Din construcție, ei sunt cu până la 3,5 cm mai scurți, dacă discutăm de același diametru și aceeași cursă activă. Sunt mult mai înguști față de cilindrii standard. Și, evident, am repetat de foarte multe ori acest lucru. Costul lor de achiziție este mult redus față de varianta standard. Ok, ca să exemplific din punct de vedere comercial toate cele prezentate anterior, am realizat o schemă în care utilizăm atât soluția nouă, echipamentele, componentele puteți vedea în comparația din dreapta jos a ecranului, înlocuind echipamentele vechi. Deci, în caz concret, înlocuim DGST, cel prezentat astăzi, cu fosta familie SLT, VRPA cu LRMA, tubul PUN este înlocuit de PUN H, două ventile CPE înlocuite de ventile din seria VUVS și VUVG, regulatorul de presiune din seria veche LR cu noul regulator din seria MS4, și cilindrii compacți din vechea familie ADVU înlocuiți de noua familie ADN. Iată că în momentul în care comparăm din punct de vedere al prețurilor de achiziție pe aceeași schemă și pe echipamente, haideți să le spunem, echipamentele care le înlocuiesc pe cele vechi, putem obține o reducere de costuri semnificativă din punctul meu de vedere, 36%, lăsând la o parte tot ceea ce înseamnă partea de termene de livrare și așa mai departe. Ok, până în momentul de față am discutat doar despre echipamentele pneumatice. Dar Festo are mult mai multe arii în care își dorește să se dezvolte. O a doua arie o reprezintă echipamentele electromecanice. Și Festo vine cu o serie de echipamente dintr-o familie pe care noi o numim Simplified Motion Series, familie care își dorește oarecum să se poziționeze între echipamentele pneumatice și echipamentele electrice. De ce spun acest lucru? Modul lor de control este asemănător cu cel al echipamentelor pneumatice. Adică discutăm despre două semnale digitale în care comandăm deplasarea echipamentelor către cele două capete de cursă, semnale digitale pentru confirmarea capetelor de cursă, câteva setări oarecum echivalente celor pneumatice, și aici mă refer la setarea forței de împingere sau setarea vitezei de deplasare, echivalentul regulatorului de presiune și a regulatorului de debit. Din punct de vedere constructiv, observăm că
Festo pune la dispoziție o gamă destul de variată, fie că discutăm despre unitate de translacție cu curea adințată sau unități rotative sau cilindri electrici, axe cu curea adințată sau cu șurub cu bine, cu bile. Pentru astfel de echipamente nu e nevoie de o configurare foarte care să ne ia foarte mult timp. Așa cum spuneam, ele sunt menite să se placeze undeva între pneumatic și electric. Tot ansamblul este foarte ușor de a fi comandat. Pur și simplu discutăm despre un singur cod de comandă care înglobează toate elementele componente unui astfel de ansamblu, atât elementul de execuție, cât și motorul și controllerul, toate sunt montate într-un singur ansamblu. Nu vreau să intru foarte mult în detaliu pentru că acest subiect va fi dezbătut pe larg de colegul meu Bogdan în următoarea sesiune, așa că repet rugămintea de a vă înscrie și la următoarele sesiuni pe care le avem programate. În cazul în care nu știți unde le găsiți, cel mai simplu la noi pe site www.festo.ro, exact pe pagina de pornire a site-ului, veți găsi toată lista de webinarii programate pentru viitor. În cazul în care nu ați reușit să participați la o anumită sesiune, toate înregistrările le puteți găsi pe canalul de YouTube al Festo România. Pentru cei care au participat și vor să revadă o anumită înregistrare în cursul zilei de mâine, a doua zi după prezentare, participanții vor primi un e-mail în care vor avea link direct către înregistrarea sesiunii. Ne apropiem de sfârșit și, drept urmare, am lăsat, cum era și evident, cea mai interesantă soluție. Așa că o să las un pic suspansul să crească și o să vă invit să vedeți un mic filmuleț de prezentare. Ok, sper că
v-am stârnit interesul. Discutăm despre noua platformă Festo Automation Experience. Această platformă își dorește să eficientizeze procesele din fabrici, introducând în ea și elemente de inteligență artificială. Deci ne apropiem ușor, ușor despre ceea ce înseamnă digitalizare, ceea ce înseamnă Industrie 4.0. Ea este dezvoltată pentru două mari motive, să le spunem așa. Pe de o parte, pentru a eficientiza din punct de vedere energetic liniile de producție și pentru a asigura o mentenanță predictivă în adevăratul ei sens al cuvântului. Cum se realizează un astfel de proces? În primul rând, monitorizând toți senzorii disponibili dintr-o linie de producție. Deci, atenție, putem discuta și despre un anumit utilaj, dar eficiența vine atunci când monitorizăm întreaga linie sau întreaga fabrică. Având disponibili acești senzori, prin diferite motive, suntem o să las aceste informații pentru a fi detaliate în cursul unei sesiuni ulterioare. Având acești senzori disponibili, platforma Festo Automation Experience sau Festo AX permite vizualizarea, monitorizarea, managementul și analiza tuturor informațiilor. Drept urmare, poate genera o serie de acțiuni către persoanele implicate în proces. În caz concret, să dăm un exemplu foarte simplu, în momentul în care pe un anumit utilaj, să zicem, s-a depășit consumul cu peste o anumită valoare pe care noi o consideram de alarmă, va genera un trigger către personalul de mentenanță să îi anunțe că un anumit echipament consumă mai mult decât ar trebui. Da, nu am greșit când am spus un anumit echipament, pentru că tocmai logica sau acele elemente de inteligența artificială ne pot permite ca dintr-un simplu semnal de, eu știu, debit de aer să ne dăm seama care echipament poate fi defect la un anumit moment dat. Vom avea disponibil astfel un astfel de ecran în care avem o listă cu toate elementele monitorizate și informații cu privire la consumul instantaneu, presiune, consum în aer comprimat, în bani sau în monoxid de carbon, sau să zic așa, deci amprenta verde pe care o lasă fabrica noastră.
Iar în ceea ce privește mentenanța predictivă, tot prin aceste elemente de inteligență artificială, vom putea monitoriza toate echipamentele din linie, cu observația că nu discutăm doar despre echipamente pneumatice, ci oricare echipament care ne poate furniza suficiente informații despre el și printr-un proces de învățare continuu, specific acestei inteligențe artificiale, vor putea fi evidențiate anumite anomalii în funcționare, fie că discutăm despre întârzieri în a ajunge din punctul A în punctul B sau în cazul motoarelor, eu știu, anumite încălziri nejustificate. Exemple pot fi nenumărate, pe care această platformă le va monitoriza continuu și va transmite semnale de alarmă către cei care sunt implicați în procesul de urmărire a producției. Evident, sunt puse la dispoziție o serie de grafice, trenduri și așa mai departe, tocmai pentru a avea o imagine foarte clară asupra a tot ceea ce se întâmplă cu echipamentele pe care le avem noi în fabrica respectivă. Drept urmare, beneficiile sunt evidente. Avem o transparență ridicată asupra tuturor proceselor de producție. Avem o serie de date pe care le putem analiza și de unde putem trage concluzii. Avem o serie de procese optimizate. Avem o eficiență energetică ridicată și o mentenanță ușurată, o mentenanța predictivă eficientă, fiind una dintre cele mai bune soluții de a avea timp de oprire cât mai reduși. Dar, bineînțeles, sunt multe de spus pe acest subiect. Dacă nu aveți răbdare până la următoarele noastre webinarii în care vom detalia subiectele enumerate de mine astăzi, vă invit să intrați fie pe site-ul nostru www.festo.ro, fie pe canalele noastre de socializare și acolo veți avea suficiente informații. Dacă, eu știu, sunt nelămuriri sau doriți să detaliem unul dintre subiecte, atât eu cât și restul echipei Festo, fie cei de la departamentul tehnic, fie colegii cu care sunteți în contact direct, ne bucurăm să stăm la dispoziția dumneavoastră și să discutăm pe astfel de subiecte. Vă reamintesc și adresa noastră de e-mail, tehnic@festo.ro. Vă invit să o folosiți, să ne transmiteți orice neclarități aveți din punct de vedere tehnic și vă promitem că vă vom răspunde cât de repede e posibil. Iată că am ajuns și la sfârșitul prezentării. Vă rog ca dacă aveți întrebări
Dacă aveți neclarități cu privire la cele spuse de mine în ultima oră, vă stau la dispoziție pentru câteva minute acum. Vă invit să utilizați chat-ul sau în cazul în care doriți să adresați direct o întrebare, puteți să ridicați mâna și vă pot debloca microfonul. Pentru că văd că nu sunt întrebări. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Din nou vă invit la următoarele noastre sesiuni și vă urez să aveți o zi cât mai bună. Ca să răspund și întrebării venite, Festo AX este deja disponibil. Da, el este disponibil. În momentul de față deja sunt câteva discuții pentru implementarea unei astfel de platforme și în România. Ok, pentru că nu mai sunt și alte întrebări, vă urez tuturor să aveți o zi bună și vă așteptăm la următoarele sesiuni. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție.